Peste 6.000 de polițiști vor monitoriza scrutinul prezidențial din data de 1 noiembrie 2020. Oamenii legii se vor afla în preajma secțiilor de votare pe o rază de 100 de metri. De asemenea, vor fi în intervalul orelor 7-21 cu ochii pe circulația transportului din țara noastră pentru a preveni transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare. La nivel național, poliția va antrena peste 6.000 de angajați în vederea intervenției prompte la sesizările legate de incidente și infracțiuni în timpul procesului de vot, precum și buna asigurarea a desfășurării întregului proces, începând cu 30 octombrie și până la predarea buletinilor de vot consiliilor electorale de circumscripție. Totodată, poliția va asigura securitatea tuturor persoanelor care participă la alegeri, acordarea asistenței organelor electorale și autorităților publice locale în vederea păstrării bunurilor materiale la consiliile și birourilor electorale, escortării transportării buletinilor de vot și asigurării integrității acestora, prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul electoral, acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor în secția de votare și pe o rază de 100 de metri. Menționăm că în perioada exercițiului electoral, și anume între orele 7:00-21:00, va fi monitorizată deplasarea transportului pe teritoriul Republicii Moldova a transportului, a căror capacitate de transportare depășește 8 locuri și a transportului rutier de persoane, curse regulate care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova. De asemenea, vom monitoriza și respecta măsurile anti-COVID, astfel îndemnăm toți cetățenii, participanți la vot, să respecte distanța socială de 1 metru în incinta secțiilor de votare, să respecte cerințele președintelui secției de votare, să nu admită cazuri de prezentare la secțiile de votare cu semne de febră ori de nerespectare a regulilor de igienă de respirație, să respecte în perimetrul secției de votare regulile privind distanța socială și interdicția întrunirilor în masă, să fluidizeze accesul alegătorilor în secția de votare cu echipament de protecție, aici mă refer la măști și mănuși. După finalizarea procesului de vot, angajații Inspectoratului General al Poliției vor restricționa accesul persoanelor străine în încăpere unde se va efectua numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor, cu excepția membrilor biroului electoral și observatorilor acreditați, vor asigura transportarea în siguranță a cutiei sigilate în care se vor afla materialele electorale și buletinile de vot pentru a fi transportate comisiilor electorale de circumscripție. De asemenea, vom asigura paza sediilor judecătoriilor în a care rază se află consiliile electorale de circumscripție, unde vor fi păstrate buletinile de vot până la validarea rezultatelor alegerilor. De asemenea, vor fi create rezerve operative pentru asigurarea ordinii publice la întruniri spontane ori alte evenimente care pot periclita buna desfășurare a scrutinului electoral. Totodată vin cu un apel de îndemn pentru fiecare din noi. Urmează un weekend plin de evenimente și emoții. Anume, în aceste zile să dăm dovadă de maximă responsabilitate civică. Respectați cu strictețe recomandările specialiștilor prin măsurile anti-COVID, sesizați angajații poliției atunci când asistați la acțiuni care pot duce la destabilizarea ordinii publice la secțiile de votare, nu vă lăsați provocați de persoane agresive sau stare de ebrietate, respectați cu strictețe regulile de deplasare spre secțiile de vot.
Precizăm că în perioada campaniei electorale, oamenii legii au depistat zeci de încălcări, pe listă se înscriu peste 50 de cazuri de plasare a afișelor electorale în alte locuri decât cele admise de legislație. De asemenea, peste 20 de contravenții privind încălcarea măsurilor de prevenire a COVID-19 în timpul întrunirilor electorale. Totodată sunt în proces de investigație 5 cazuri de falsificare a semnăturilor în listele moldovenilor care urmează să-și exercite dreptul de vot în Federația Rusă, dar și sunt investigate alte 2 de corupere electorală. În același timp, Comisia Electorală Central atenționează că data de 30 octombrie 2020 este ultima zi în care poate fi făcută agitația electorală. Persoanele care nu se vor conforma interdicției riscă sancțiuni. Conform Comisiei Electorale Centrale, legislația electorală prevede că agitația este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților la emisiuni televizate sau radiofonice, însă restricția nu se referă la informațiile deja plasate pe internet și la afișele expuse anterior. De asemenea, în următoarele 2 zile concurenții electorale nu pot efectua virări în sau din contul cu mențiunea fond electoral. Dacă interdicțiile impuse prin legislație vor fi încălcate, persoanele fizice pot primi amenzi maxime de 30 de unități convenționale, iar cele cu funcție de răspundere sau concurență electorală 50 de unități convenționale. Amintim că în anul 2018 autoritățile renunțaseră la așa numita zi a tăcerii. Un an mai târziu însă practica a fost pusă din nou în funcție. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în ziua alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova vor funcționa 2139 de secții de votare.